Dacă în ultimul an piețele agroalimentare au fost defavorizate atât de autorități cât și de clienți, iar vânzările au fost slabe, se pare că nici în perioada sărbătorilor pascale situația nu se schimbă. Până în acest moment, comercianții spun că oamenii încă nu au venit să cumpere mare lucru, ci doar să consulte prețurile. Perioada sărbătorilor este destinată în special cumpărăturilor pentru mesele festive. Chiar dacă suntem cu doar câteva zile înainte de Paște, vânzările merg rău în piețele agroalimentare din municipiu. La fel ca în perioada Crăciunului, cetățenii au preferat să se îmbulzească în hipermarketuri. Cum merg vânzările în ultima săptămână înainte de Paște? Păi abia a început. Săptămâna, astăzi este prima zi. Sperăm să fie bine, deci să avem și noi cumpărător ca să vină să ne cumpere marfa proaspătă, de calitate avem, suntem producători. A început lumea să vină să consulte piața? Da, da, au început dis de dimineață să ne întrebe cât costă ceapa, cât costă usturoiul, că o să vină să cumpere miercuri, joi, vineri așteptăm să vină să ia, da. Da, ne-au promis că vin. Greu, foarte greu. Față de alți ani? Așa, tot cam așa nu e. Ce a fost mai bine a fost acum câțiva ani în urmă, dar în anii trecuți tot cam așa. Așa. Din ce cauză credeți? Păi, dar dumneavoastră nu știți cauza. Marketurile. Sunt inclusiv și Măral, și Pătrunjel, și Ridichii, și ceapă, și usturoi, de toate. Morcovii cu 90 de bani. Nici la raionul de brânzeturi situația nu este mai bună, din contră este mai rău decât la legume și fructe. Comercianții spun că de-abia dacă mai trece vreun client. Dumnezeu, prost. Poate o merge atunci, joi, vineri, sâmbătă, dacă o merge. Acum, prost de tot. La puterea de cumpărare, foarte prost. La noi nu mai cumpără, că sunt marketuri. N-ați văzut în marketuri, e plin. Și aici, în piață, nu-i nimeni. Ce să la market, acolo nu e COVID, nu e nimic. Aici la noi e COVID. E treaba că să duc și ia orice de acolo. Pălituri ăștia în piață nu. Le convine mai bine. Slab, mai slab ca oricând. Mai vin după caș, care au oamenii bolnavi sau așa, dar în rest, slab. Clienții nu vor să vină în piețe, deși se respectă toate normele de siguranță, iar marfa este mai gustoasă și mai naturală decât cea din supermarketuri. Nici măcar sărbătorile de iarnă nu i-au făcut pe oameni să cumpere cum o făceau în anii precedenți.